Fotbalistul Petrolului Mario Bratu a reușit o nouă bijuterie fotbalistică, de data aceasta la campionatul național sub 19 ani. Bratu a venit să-i ajute pe colegii săi juniori în partida cu Petrosport, iar Mario a făcut-o în stil mare, reușind o folia seca senzațională din lovitură liberă de la peste 20 de metri. Derbiul local a avut un ritm bun, având în vedere căldura mare de la ora jocului. După golul lui Bratu, cei de la Petrosport au încercat să se revanșeze, însă propriile ratări sau portarul Marinache s-au opus. Tot petroliștii lui Liliac au ieșit la rampă, acum remarcându-se Fabian Sotir, nepotul câștigătorului Cupei României Marian Grama. Mijlocașul a înscris golurile 2 și 3, mai întâi după o piruetă în careul advers și apoi în urma unei acțiuni individuale. Jucătorii ambelor echipe au avut nevoie de pauze de hidratare, iar în pauza jocului antrenorii și-au ținut jucătorii la umbră, acolo unde au stat și rudele fotbaliștilor, dar și conducătorii Petrolului, Marius Stan și Tavi Grigore. În partea secundă, petroliștii s-au întrecut în ratări, dar și băieții lui Cojocaru puteau să dea golul de onoare. Până la urmă, plasa a fost cuturată tot de galben-albaștri, care au dat golul 4 prin Căciulă. Atacantul petrolist s-a bucurat de gol după un șut din interiorul careului. Derbiul a avut parte de un arbitraj de Liga a doua. Centralul Andrei Moroiță a condus jocul și în final a acordat cartonaș roșu unui jucător oaspete pentru călcarea adversarului. După succesul cu 4-0, Petrolul se menține pe locul 4. Etapa viitoare, petroliștii vor juca în deplasare la CSM Ploiești.